Vă rog ca împreună să deschidem Biblia la cartea 1 Samuel, capitolul 16 și vom citi aproximativ întreg capitolul, începând cu versetul 1, bineînțeles. Haideți să deschidem cuvântul, deci cum am zis, la 1 Samuel, 1 Samuel, chapter 16, verse 1. Și ca să continue citirea, cine pe cu versetul 34 din capitolul 15. Samuel a plecat la Rama și Saul s-a suit acasă la Ghebia lui Saul. Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale, dar Samuel plângea pe Saul pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. Domnul a zis lui Samuel, până când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Isai, betleemitul, căci pe unul dintre fiii lui mi-am ales ca să fie împărat. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are să afle și are să mă ucidă. Și Domnul a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc jertfă Domnului, să poftești pe Isai la jertfă. Eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care îți voi spune să-l ungi. Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetății au ieșit, s-au alergat înspăimântați înaintea lui și au zis, ce vestește venirea ta? Ceva bun? El a răspuns, da, vin să aduc o jertfă Domnului, sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. A sfințit și pe Isai și pe fiul lui și a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, și-a zis, negreșit unsul Domnului este înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișare și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ce izbesc ochii, dar Domnul se uită la inimă. Isai chema apoi pe Abinadab și l-a trecut înaintea lui Samuel și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isai a trecut și pe Shama și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isai pe cei 7 fii ai lui, pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis lui Isai, Domnul n-a ales pe niciunul dintre ei. Apoi Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi? Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă și el era cu păr bălai, cu ochii frumoși și cu față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, că el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și a plecat la Rama. Duhul Domnului s-a depărtat de Saul și a fost muncit rău de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorul lui Saul a zis, iată că un duh rău de la Domnul te muncește, poruncește numai Domnului nostru, robii tăi, tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu arfa și când duhul rău trimis de Dumnezeu va veni peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Samuel a răspuns slujitorului, să găsiți-mi dar un om care să cânte și aduceți-l la mine. Unul dintre slujitorii lui a cuvântul și a zis, iată, am văzut pe fiul lui Isai, betleemitul, care știe să cânte, este un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Amin. Vă rog să vă așezați. Dragii mei, am citit această narațiune din Vechiul Testament despre viața lui David și m-am gândit, în ajutorul Domnului, în următoarele mesaje, să am câteva gânduri despre acest om special în Scriptură, om după inima lui Dumnezeu. Înainte să intrăm în acest subiect, vreau să vă aduc sălători de la Naples. Duminica trecută, prin ajutorul Domnului, împreună cu Maria și copii, am fost acolo și Biserica de Naples au adus un nou păstor, au fost în căutarea unui păstor de mai mult timp și Dumnezeu a binecuvântat să vină fratele Elia Jinar din partea Chicago. Observa că sunt foarte multe familii penticostale care se mută de la Naples. Am întâlnit cel puțin 4-5 familii de la Detroit, se mutau acolo și se pare că este o migrare. Am chemat să vină la Hollywood, că e mai frumos, dar să vedem. Ei bine,
În ziua de astăzi, dragii mei, aș vrea să ne uităm la câteva gânduri la acest om care este un om special în Scriptură. Este un om care, privit în ansamblu, este omul cel mai prețuit de poporul evreu și cel mai bun rege pe care l-a avut Israelul. Și de câte ori se face o referință la un om ca și împărat, se numește a fost ca și David sau călcat pe urmele lui David. Sau partea negativă spune nu a urmat exemplul lui David. Ei bine, în aceste câteva gânduri pe care să le am în seara aceasta, o să privim puțin la viața timpurie a lui David. Nu știm prea multe despre familia lui David decât ne introduce direct mesajul profetic al lui Samuel. Samuel este omul care are această revelație, această, mai bine zis înainte de revelație, această luptă cu conducătorii lui Israel. Era între perioada monarhică și perioada teocratică și monarhică, respectiv când Dumnezeu a spus, nu aveți nevoie de rege. Și evreii au spus, nu, vrem să avem un rege ca toate neamurile. Și în momentul acela, după ce Samuel încearcă să le explice situația, ei insistă foarte mult și în cele din urmă este ales Saul. Saul era un om care era promițător, era un om frumos, era de fapt, cuvântul ne spune că era mai înalt decât toți, era un om chipeș, un om frumos. Și în cele din urmă, omul acesta ajunge prin neascultarea lui și o să vedem puțin mai târziu, de se îndepărtează de Dumnezeu și Dumnezeu îl dă la o parte. Dumnezeu îl leapădă. Dumnezeu îi spune, nu vei putea să mai fii conducător mai departe. De aceea, dragii mei, privind la omul acesta, David, care a fost împărat, a fost profet, a fost cântăreț, a fost un om care a avut urcușurile și coborâșurile lui, a avut un om care Dumnezeu face o afirmație despre el și despre puțini oameni în Sfânta Scriptură spune cuvintele acestea, David este un om după inima mea. Bine, Doamne, dar tu știi ce gafe a făcut David? Să știți că un om după inima lui Dumnezeu nu este un om care nu păcătuiește sau nu cade în păcat sau este un sfânt de la de icoană de perete. Pentru că un om după inima lui Dumnezeu știe să se și pocăiască după inima lui Dumnezeu. E adevărat că nu vrem și nu indicăm și nimănui nu-i dăm acest indiciu să facă ce a făcut David în nebunia păcatului lui. Dar în același timp în Scriptură avem acest Psalmul 32, Psalmul 51, în care David aduce rugăciunea de cerere, de pocăință, de zdrobire înaintea lui Dumnezeu și este o rugăciune inspirativă pentru mulți dintre noi când ne aflăm în situații mai mici sau mai mari în căderea în păcat. Ei bine, în această zi, dragii mei, este această istorie care se întâmplă aproximativ cu 1000 de ani înainte de Hristos și omul acesta este omul care îl înlocuiește pe împăratul Saul. Respectiv, Saul a fost un om ales de Dumnezeu, dar la un moment dat omul acesta, Saul, a făcut câteva greșeli majore în viața lui. Primul rând, cuvântul ne spune că omul acesta, chiar după ce a fost ales, Samuel i-a spus, du-te și așteaptă-mă, vreau să aduc o jertfă, să aduc o jertfă împreună cu tine și stai 7 zile să mă aștepți. Interesant că Samuel, Saul, era omul care era frică de orice, dar nu era frică de Dumnezeu. La un moment dat spune el, am văzut că poporul se duce de lângă mine, am văzut că filistenii se apropie și mi-a fost frică. Și face un lucru neîngăduit, aduce el jertfa pe care trebuia să aducă doar omului Dumnezeu. Și Samuel vine și spune, ce ai făcut? Ai lucrat ca un om fără de minte, un om nebun. De ce n-ai ascultat de cuvântul Domnului? Și, dragii mei, acesta este un lucru esențial în luarea cu Dumnezeu, în trăirea cu Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și acest lucru l-a făcut Saul de 2 ori. A doua întâmplare este când Dumnezeu dă a doua poruncă și lucrul acesta îl găsim, dragii mei, când omul acesta îl trimite, Dumnezeu îl trimite să nimicească pe Amalek, respectiv acest Amalek era imaginea celui rău, era poporul acela care se purtase într-un mod foarte vicleșug cu Israelul. Și omul acesta, în capitolul 15 din cartea lui Samuel, ascultă parțial cuvântul Domnului. Și la un moment dat spune cuvântul Domnului, se întoarce înapoi de la luptă, și înainte ca să-l întâlnească pe Samuel, înainte ca să zică, bine, uite, am venit, este un cuvânt care, 1 Samuel 15 cu 13, Samuel s-a dus să-l vadă pe Saul și Saul a zis, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului.
Era exact ceea ce încălcase, era exact ceea ce nu făcuse bine, dar s-a lăudat înaintea celor. Și de obicei, un om care se apără înainte să fie acuzat este un om care, de cele mai multe ori, răspunsul este invers. Ei bine, datorită acestor două incidente, că n-a ascultat și n-a respectat cuvântul Domnului, Dumnezeu îi spune, tu nu vei putea să mai fii mai departe lider, tu nu vei putea să fii mai departe un om care să conduci, pentru că tu nu te conduci pe tine însuți în cuvânt. Și în momentul acela este o expresie în Sfânta Scriptură care așa de mult îmi place. Capitolul 15, versetul 35 și continuă capitolul 16, versetul 1. Samuel s-a dus să-l vadă, nu s-a mai dus să-l vadă pe Saul până în ziua morții lui, dar n-a încetat, Samuel plângea pe Saul pentru că Domnul îl depădase, pentru că Domnul nu-l mai avea ca împărat. Așa de mult mi-aș dori ca în biserica noastră să fie oameni care să plângă pentru cei căzuți. Este singura dată în Scriptură când Dumnezeu îi spune un om, nu mai plânge pentru el, păi el s-a închis istoria ca și lider. Poate mai are șanse la pocăință, dar ca și lider nu mai are șansă. Dragii mei, de multe ori, Samuel putea să fie foarte radical, să spună, știu de ce l-a lepădat Dumnezeu. N-a ascultat, a fost un om preocupat de imaginea personală și a ridicat chiar un monument în cinstea lui ca victorie asupra lui Amalec și nu l-a lăudat pe Dumnezeu. Și totuși, dragii mei, este omul acesta, omul lui Dumnezeu, Samuel, care spune cuvântul Domnului, n-a încetat să-l plângă. Și la un moment dat Dumnezeu îl întrerupe, până când îl mai plânge, ajunge. Capitolul 16, în schimb, începe cu această remarcă, și anume, omul acesta, Samuel, este chemat de Dumnezeu și spune, uite, trebuie să facem... Am ales planul următor, respectiv, este un om după inima mea pe care vreau să fie pus ca și împărat. Și, dragii mei, aș vrea să ne uităm în această zi la omul acesta care să ne identificăm parțial cu el. De fapt, vreau să știți că David n-a fost un superman. A fost un om care vedem mai târziu în viața lui cu alunecușuri, coborâșuri, păcate care nu se cad să fie în viața unui om lui Dumnezeu, dar în același timp Dumnezeul nostru, care este Dumnezeul Harului, i-a dorit o șansă și l-a primit înapoi, l-a ridicat, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu care reabilitează, ridică și iartă. Și în această zi aș vrea să ne uităm la câteva gânduri, dragii mei, și anume, omul acesta primește de la Dumnezeu descoperiri foarte clare. Primul rând, capitolul 1, versetul 1 din 16, spune Samuel, Domnul a zis lui Samuel, umpleți cornul cu un de lemn și du-te în casa lui Sai Betleemitul, căci acolo vei unge pentru fii, pe unei fiii lui pentru împărat care l-am ales. Porunca lui Dumnezeu era în Vechiul Testament, Dumnezeu ungea sau era ungerea aceasta cu un de lemn, era delegarea în slujbă și se făcea în dreptul trei persoane. Primul rând se făcea în dreptul profeților, când un profet era cu recunoscute oficial de Israel, era uns ca și cu un de lemn. Se făcea în dreptul împăraților și se făcea în dreptul preoților. Și aceasta era o autorizație pe care Dumnezeu o dădea unui om cu autoritatea respectiv lui Samuel, acum să lungă pe David. Ce îmi place aici, dragii mei, este o claritate în mesajul profetic. Așa de dor îmi este după mesaje clare profetice. Dumnezeu îi spune, du-te, dar nu du-te undeva, du-te la Betleem, du-te la casa aceea și acolo am un copil, un fiu de-a lui. Vedeți, dragii mei, de multe ori suntem chemați să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă daruri de genul acesta în biserica noastră. E adevărat că ne-am vrea ca toți să fie proroci care să aibă claritate, dar vreau să știți că la fel ca și împăratul David, la fel ca și un predicator, la fel ca și orice altă chemare, și chemarea de prorocie este o chemare care crești în ea dacă umbli cu Dumnezeu, dacă trăiești cu Dumnezeu, dacă o practici la îndemâna lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel vine mai târziu și spune fiecare să folosească darul pe măsura credinței lui. Așa, dragii mei, să ne rugăm în ziua de astăzi pentru profeții care sunt în biserică, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vor greși și ei uneori și de multe ori, dacă greșește un profet, noi nu-l iertăm, pentru că ce cum s-ar putea să-i greșească, că stă omul lui Dumnezeu. Și proroci, și David a fost proroc, știți că a fost proroc, nu? Și totuși, a fost o claritate în mesajele lui, mai claritate poate ca și altele, are profețiile mesianice, Psalmul 22, are
Psalmul 8, are alte psalmi care sunt de exact claritatea răstignirii Mântuitorului, pentru că a fost un om care a știut, a stat lângă Dumnezeu și în claritatea aceasta a folosit mesajul pe măsura credinței lui. În ziua de astăzi o să mă opresc la gândul acesta: Dumnezeu se uită la inima ta. Știți că în ziua de astăzi avem foarte multe aparate care sunt în tehnica modernă medicală și se spune că în 1885, dacă nu greșesc, undeva un medic german a descoperit această formă de X-ray. Și omul acesta a fost fascinat de faptul că a putut să vadă în interiorul ființei umane. Bineînțeles că de atunci mai încoace au apărut CT scan, MRI, ultrasound, care sunt mult mai complexe și mai complicate decât celelalte de atunci. Dar pentru prima dată s-a început să se vadă ceva dincolo de aparențele noastre, dincolo de pielea aceasta care ne acoperă organele interne. E bine, ziua de astăzi, dragii mei, să vă povestesc și o să vă spun de cineva care cunoaște inima ta, cunoaște simțurile, cunoaște gândurile, cunoaște cuvintele înainte să le spui. Și Dumnezeul acesta, pentru că le cunoaște, este acela care vrea în această zi să fim oameni cu o inimă curată. De aceea îl fericește în predica de pe munte Mântuitorul și spune: ferice de cei cu inima curată. Avea o inimă curată înseamnă avea o inimă pură, neamestecată cu nimic altceva. Când spui ceva curat, aur curat, înseamnă că depărți din el toate impuritățile până rămâne valoarea lui curată. Inima curată este aceea care este îndepărtat din ea valorile sau aceste impurități care poate să-i dea din valoarea ei. Ei bine, omul acesta, Dumnezeu este cel care vede inima lui David. Și diferența de el și de Saul a fost această diferență a inimii. Saul a fost acela care a păcătuit pentru că a avut intențiile personale, a avut oarecum o agendă personală, beneficiile personale, plăcerea personală. David a fost omul care, în ciuda păcatelor sau în ciuda scăzămintelor din viața lui, a avut o inimă care îi plăcea lui Dumnezeu și care era preocupată de ce place lui Dumnezeu. Vedeți, în acest context, în prim lucru, când se uită la inimă, de multe ori aparențele noastre pot să înșele. Eu mă uit la dumneavoastră astăzi și vă văd cei mai faini oameni din biserică, cei mai faini oameni din Hollywood, cei mai sfinți. De multe ori suntem oameni care judecăm pe cineva în prisma unei greșeli pe care o face. Sau etichetăm pe cineva care are o abilitate mai mare decât alții. Cazul lui Samuel este unul identic aici, pentru că la un moment dat spune cuvântul Domnului că Samuel s-a dus în Betleem și la un moment dat când ajunge în Betleem, era această cetate care de mai târziu este Betleemul în care se naște Mântuitorul. Ei bine, lucrul acesta aducea o spaimă pentru oamenii aceia, pentru că el, omul acesta, era un om care era un judecător în Israel și aducea sentințele. Și de multe ori Samuel era cel care putea să aducă o veste bună sau una rea pentru localitatea aceea. Și spune cuvântul că bătrânii cetății s-au înspirat: vii cu bine, vii cu vești bune? Și omul acesta a spus: da, vin să aduc o jertfă împreună cu voi, pentru că trebuia să lucreze undercover cumva, ca nu cumva Saul, în mânia lui, să fie cel care să nu mai țină cont de chemarea lui Samuel. Ei bine, omul acesta, când ajunge la Isai, la omul acesta, îl vede pe frumoșii fii lui Isai. Și, dragii mei, chiar dacă era profet, a fost înșelat de aparențe. De fapt, Samuel a mai trăit o asemenea întâmplare în viața lui, sau poate chiar două, când după ce el a fost judecător, s-a văzut la vârsta ca să predea ștafeta mai departe, spune cuvântul Domnului că i-a pus pe copiii lui să fie judecători. Și a crezut că face bine. Cine-s mai bun decât copiii tăi, nu? A tăi sunt cei mai buni. Sau cel puțin, așa credem. Ei bine, cuvântul spune că după ce i-a pus judecători, au venit israeliții și au spus: Samuel, avem o problemă, ăștia nu calcă pe urmele tale, ăștia nu seamănă cu tine. Sunt copiii tăi ăștia, nu-s pocăiți ca și tine. Cine are bani mai mulți câștigă case-ul dacă e judecător. Și Samuel zice: ăștia vin cu o soluție, vrem un împărat. A doua soluție pe care Samuel vrea să o facă este: ok, vă duc un împărat.
Și în această alegere a lui Samuel, sau de fapt această numire pe care Dumnezeu îl vrea să-l călăuzească pe Samuel, este la al doilea împărat pe care îl numește și în momentul de față vine Eliab, omul acesta care avea toate calitățile din punct de vedere fizic să fie rege. Era prezentabil, era războinic, era un om care nu ți era rușine cu el și cuvântul Domnului spune, Samuel își spune în inima lui, sigur este. N-a fost perioada în viața voastră când a spus, sigur aici am dreptate, sigur ăsta e. Și la un moment dat Dumnezeu vrea să-ți dea seama că de fapt aparențele de multe ori te înșeală. Mântuitorul vine mai târziu și spune, vor fi oameni care se vor băca lupi îmbrăcați în piei de oaie, ne vor înșela. Vor veni oameni care se vor da drept Hristos mincinoși, ne vor înșela și în ziua de astăzi este o confuzie în direcția aceasta, pe cine să crezi sau pe cine să nu crezi. Ei bine, omul lui Dumnezeu spune cuvântul că Dumnezeu din nou intervine, dragii mei, și interesant este a doua intervenție a lui Dumnezeu. Dumnezeu pe un om al lui, pe un om care este călăuzit și în luarea lui Dumnezeu, nu lasă în încurcătură. De ce Dumnezeu nu i-a spus lui Samuel, vezi, te duci la Isai și pe ăla care e mai mic, pe ăla pe David să-l pui ca împărat? De ce nu l-a zis la călăuzit? Dumnezeu, dragii mei, de multe ori în umblarea noastră cu El vrea să ne călăuzească pas cu pas. El nu-ți descoperă ce o să se întâmple mâine, ți descoperă numai ce se întâmplă de seară. Și spune, dacă umbli cu mine de seară, te voi călăuzi și mâine. Bine, Doamne, dar de ce nu-mi spui luna asta ce o să am de îndurat, ce încercări o să am? Dacă Domnul ți-ar spune, n-ai mai dormit, nu? Nu de mult am fost undeva și pe o zi, două, pe o săptămână primesc un mesaj de zice, vezi că am testat pozitiv de COVID și ai stat lângă mine. Dacă știu, n-am mai stat nimeni, am fugit de toți, nu? Bine, e bine să nu știi, că mai bine așa. Și de fapt, un sfat este, n-ascultați nici știrile prea mult, că nu mă vă sperie. Ascultați cuvântul Domnului, poate vă zidește, vă ridică. E bine, omul acesta, dragii mei, este acela care se oprește și spune aici, cu siguranță ăsta e unsul Domnului. Și Dumnezeu îi face o remarcă care rămâne proeminentă în Scriptură. Nu te uita la ce înfățișare l-am lepădat. Dumnezeu se uită la inimă. Dragii mei, când spune Dumnezeu se uită la inimă, nu se uită la această pompă care pompează sângele și ne ține în viață, și se uită, când e vorba în Vechiul Testament despre inimă, este vorba de valorile ascunse pe care le avem, este vorba de voință, este vorba de conștiință, este vorba de ceea ce trăim noi, între noi și Dumnezeu, este vorba de valorile pe care le avem lăuntrice. Și interesant este, dragii mei, că aparențele înșeală. Tatălui, care era tatălui David, spune cuvântul Domnului că nici nu l-a chemat pe copilul ăsta să fie și el împărat. Ăsta împărat, ăsta 7 copii am, n-am 8, nu? Al 8-lea nici nu l-a chemat să vină acolo în față la potențial rege. Și în cele din urmă trec toți prin fața împăratului și parcă mă imaginez cum era, dacă era al doilea sau al treilea în linie între frați, bă, poate nu-l alege pe Eliab, poate mă alege pe mine. Și trece primul, bine că nu l-a ales pe el, poate, și trece și rândul tău și nici pe tine nu a te ales. Și la un moment dat Samuel parcă se sperie puțin și spune, da, ăștia-s toți, îi luăm de la capăt din nou, am greșit ceva. Isai zice, nu, mai este unul, dar ăsta e micuț, ăsta nici nu are ținută de rege, ăsta ce, nu, adun încoace, că ăsta vreau să-l văd. Interesant este că în momentul în care vine, dragii mei, Dumnezeu zice, îi zice lui David și îi zice lui Samuel, zice, scoală-te și unge-l, el este. Ce inimă o să fi avut un tânăr de 15 ani ca și David? Probabil că aceasta este vârsta, cetătorii Scripturilor spun că perioada când s-a luptat cu Goliat era între 15 și 16 ani. E importantă inima unui tânăr de 15 ani? Este importantă așa de mult înaintea lui Dumnezeu? Dragi tineri, aș vrea să mă adresez vouă și poate că ați înțelege mai bine în engleză dacă aș face. Scriptura ne spune, păzește-ți inima mai mult decât orice. Pentru că din ea, spune în românește, curg izvoarele vieții, în engleză spune, everything you do flows from it. Inima noastră, dragii mei, se atașează foarte repede de lucruri.
Și în ziua de astăzi, mass media este o capcană extraordinară pentru inimă. În aceste aparate electronice pe care noi le dăm copiilor, intră o mulțime de psihologi, o mulțime de oameni, o mulțime de mentalități în inima, în mintea copiilor, în gândirea lor și le fură inima. Și dați-mi voie, dragii mei, să vă spun că Dumnezeu în Scriptură de multe ori și-a ales copiii ca să-i folosească ca cei mai mari oameni în Scripturilor. L-a ales pe Ieremia, l-a ales pe David. Pentru că din copilărie se formează un tânăr. Dragii mei, aș vrea în această seară să ne rugăm Domnului pentru inima copiilor noștri. Este important ca să ajungă la inima lor cuvântul lui Dumnezeu. Este important să vă faceți timp. Nu știu dacă David a avut prezența, părtășia tatălui împreună cu el, dar David a fost omul acesta care a fost atins de mâna lui Dumnezeu și chemat de Dumnezeu. De fapt, al doilea gând pe care l-am în această direcție este să avem ochii pe care are Dumnezeu când vedem și ceea ce vede Dumnezeu. Vedeți, dincolo de aparențele acestea pe care nu păreau a părea un războinic, e adevărat că atunci când este prezentat Samuel, spune cuvântul versul 12, Isaia a trimis să-l aducă și era cu păr bălai, cu ochii frumoși, cu fața frumoasă și Domnul a zis, scoală-te și unge-l, acesta este. Vedeți, dragii mei, de multe ori suntem poate că cu ochii ca să vedem ceea ce vedem noi și nu ceea ce vede Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în Sfânta Scriptură sunt oameni care au venit la Mântuitorul și Mântuitorul a văzut ceva ce alții n-au văzut. A venit un tânăr bogat la Mântuitorul și oamenii se uitau la el, ăsta e realizat, ăsta e un om foarte religios, este un om exemplu societate. Și Mântuitorul se uită la el și vede ceva ce nu vede ochiul uman și spune, ție îți mai lipsește un lucru. Tu ai ceva în inima ta acolo care trebuie să deslipești că dacă nu vei intra în Împărăția lui Dumnezeu. De multe ori ne avem așa o apreciere față de oameni care ne par nouă, fie să realizați financiar, fie au o educație, fie... este foarte bine să le avem pe astea. Dar vedeți, dragii mei, să vedem ceea ce vede Mântuitorul la un moment dat, spune că în templu a venit o văduvă săracă și nimeni n-a băgat-o în seamă. A dat la colecta de duminică seara 2 penny. Păi cu 2 penny nu a ajuns pe nimeni. Ce faci cu 2 penny? Și Mântuitorul spune, i-a dat mai mult decât toți. Pentru că Dumnezeu nu se uită la ceea ce am dat, se uită la cât a rămas în direcția aceasta și de aceea Dumnezeul nostru vede ceea ce noi nu vedem. Dragi mei, în seara aceasta aș vrea să vă aduc aminte să vedeți ceea ce nu vedeți, nu ved ceilalți în copiii voștri. Știți că dintre cei care sunt aici în bancă o să fie păstori ai bisericii? Nu exagerez. Sunt păstorii biserici în băncile care sunt aici și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Știți că s-ar putea ca aici să fie un senator al Floridei în băncile astea al bisericii? A, lasă că nici un român a fost senator. A fost și africane senator, de ce nu ar fi și român, nu? Știți că aici s-ar putea să fie un președinte al Americii? O, lasă și pe asta nu mai cred. Nu zic, s-ar putea, am spus, nu-s profet să vă spun că o să fie, da? Ei bine, dacă am vedea în ei lucrurile acestea, poate că am investit mai mult timp în ei, poate ne-am rugat mai mult pentru ei, poate că am fi oamenii care să... Doamne, ce aș putea să fac mai mult pentru împlinirea planului Tău pentru el? Nici Isai, la un moment dat, ca și tată, n-a văzut în David ceea ce Dumnezeu a văzut. Pentru că dacă vedea, îl aducea acolo de la început, îl punea în primul rând și spune, băi, să treacă toți ca să-și vadă minusurile, dar o să știți cine este. Și tânărul acesta, dragii mei, a fost omul care într-o părtășie personală, de fapt interesant este că cel mai mic, cel mai, mai slab, mai cu care nu era bun nici de luptă, nici de lucru, era cu oile, nu? Noi când am crescut, tata meu avea oi acasă. Daniel, unde e fratele meu aici? El era mai mic decât mine și a avut o creștere mai târzie. Eu am fost puțin mai mare, așa mai dezvoltat și am fost bun de lucru. Și tata îl punea pe Daniel, frate meu, cu miei, cu oile. Era munca cea mai frumoasă, cea mai ușoară, că nu făceai nimic, să te ai numai și fluierai, nu? Și așa le invidia, am văzut, zic, dar nu pot să mă duc și eu mâine, nu, tu vii cu mine, că ai treabă aici. Și era această... David nu și-a găsit activități să se plictisească, a găsit ceva constructiv acolo.
Și interesant este că el în această formă de a lui a început să umble cu Dumnezeu și l-a implicat pe Dumnezeu în lucrurile mărunte. Doamne, astăzi mă duc cu oile, vezi că acolo sunt lupi, lei, urși, ce-o fi fost, te rog să fii cu mine. Și Dumnezeu care se ruga David de a arăta experiențe mărunte, și știți cum face Dumnezeu, dragii mei, noi l-aclamăm pe David și spune, wow, omorât uriașul Goliat, dar înainte ca să omoare uriașul Goliat, știți că David a făcut lucruri mărunte cu Dumnezeu? Doamne, vezi copacul acela, vreau să dau la țintă, te rog, ajută-mă să fiu cel mai bun țintaș. Țintaș, asta nu e rugăciune, frate. E rugăciune pentru că s-ar putea să fie folositoare în viață. Și la urmă îi povestește lui Saul, când e vorba de Goliat, uite, l-am bătut, am ucis leul, am ucis ursul, la un moment dat Goliat, adică Saul speriat, ar fi trimis pe oricine numai să scape de acest Goliat. Ce vreau să vedem, dragii mei, este că această... Ce vede Dumnezeu este, vede potențial în copiii noștri, vede potențial în oameni pe care noi nu îi băgăm în seamă. Și de fapt Dumnezeu de multe ori spune lui David, adu-ți aminte că te-am adus de la oi, de acolo te-am luat, a fost harul meu pentru tine, a fost chemarea mea, a fost bunătatea mea și n-a fost niciunul dintre merile tale. De aceea, în cele din urmă vreau să amintesc și cu care vreau să închei, este chemarea, dragii mei, pe care o avem. Este făcută de Dumnezeu și ea este recunoscută de oamenii lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu îi spune lui Samuel, vezi că mi-am ales un împărat, dar vreau ca tu să-l evidențiezi, tu să-l evidențiezi în fața lui Israel. Și în această zi, dragul meu, vreau să spun un lucru. Fiecare dintre noi avem o chemare specială. Poate nu toți avem o chemare de a face o slujbă publică, dar chemarea lui Dumnezeu este pentru fiecare. Și Dumnezeul nostru este acela care te-a chemat și dacă te-a chemat la lucrare, El te va susține să o faci până la capăt. În același timp, El va folosi oamenii lui Dumnezeu ca să-ți arate sau să-ți evidențieze faptul că tu ești chemat la aceea și Samuel este acela care este adus înaintea fraților, cu siguranță, poate într-o odaie secretă, pe care să nu pună în pericol viața lui Saul, adică în viața lui David și a familiei lui. Dar interesant este că după ce Dumnezeu l-a uns pe David ca împărat, spune cuvântul Dumnezeu în felul următor, Samuel a luat cornul, versetul 13, l-a uns pe David în mijlocul fraților lui, Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Atunci când Dumnezeu ne cheamă la o lucrare, dragii mei, și o facem după voia Lui, o facem cum îi place Lui, o facem o chemare pe care să-L glorifice pe El. Dumnezeu spune că își onorează această chemare în noi cu ungerea Duhului Sfânt pe care o dă peste lucrarea pe care o face. Și interesant este că mai târziu, cuvântul spune că de la Saul a fost înlăturat Duhul Domnului și Dumnezeu a trimis, spune Scriptura, poate mai corect ar fi, a îngăduit unui duh rău să-l tulbure. Dragii mei, aici este o avertizament pentru fiecare dintre noi. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Pentru că lupta pe care o ducem este o luptă spirituală. Nu poți să fii și cu Dumnezeu, nu poți să fii și cu lumea, pentru că Dumnezeu la un moment dat te va lăsa în pornirea ta și Duhul Lui se va retrage de la tine și cel rău te va folosi și te va munci. Și de fapt, mai departe, spune cuvântul Domnului, că în momentul acela căuta un om care să aducă cu cântarea, să laude pe Dumnezeu înaintea lui Saul și acest Duh să fie oarecum înlăturat sau ameliorat pe starea lui Saul. Este o declarație și este o precizare pe care o face aici în versetul 18, capitolul 16. Și un om al lui Saul a văzut pe David și spune, uite, am văzut pe cineva, am văzut un tânăr. Unul dintre slujitorii lui Saul a luat cuvântul, iată, am văzut un fiu al lui Isai, Betleemitul. Și are câteva calități pe care le-aș dori ca fiecare tânăr să le aibă. Sau dacă sunteți în prag de căsătorie, să vă uitați la tineri să aibă calitățile astea. Primul rând, care știe să cânte. Hai să nu zicem neapărat cântăreți, care știe să slujească, să facă ceva pentru Dumnezeu. E pasionat să facă ceva pentru Dumnezeu. Al doilea lucru, știe să cânte, el este un om tare și voinic, nu? Cine nu-i plac tinerii care merg la gym, nu? Good looking man, good looking lady. Guess what? Trebuie să fie cel mai frumos și cel mai frumoasă pentru tine. Este un războinic, este un om care vorbește bine, știe să exprime, este frumos la chip,
Nu? Și cele acestea, toate acestea n-au valoare decât dacă este ultima între ele și spune cuvântul Domnului și Domnul este cu el. Dragi tineri, de prea multe ori ne uităm la toate calitățile și uităm pe ultima. Să aibă ochii frumoși, să aibă mașină decapotabilă, nu? Nu știu dacă mai e moda asta, că mai e altceva acum, dar... să n-aibă frizură decapotabilă, nu? Ei bine, cuvântul esențial pe care îl face aici, cuvântul Domnului spune, toate aceste calități au valoare dacă este ultima esențială și Domnul este cu el. Și interesant este, dragii mei, că la un moment dat, când omul acesta a venit în fața lui Saul și Saul era tulburat de duhurile și frământările lui, de luptele spirituale, omul acesta lua arfa și duhul acela era mai... Duhul lui David, duhul care era peste David era mai puternic și se făcea liniște în viața lui Saul. Dragi cântăreți care sunteți aici, mă rog Domnului ca să fie acest duh peste voi care când cântați. Atunci când vă ridicați, oamenii care sunt tulburați de problemele lor, ispitiți de păcatele lor, să fie un duh al Domnului care să liniștească, să alunge orice duh care este în locul acesta. Mă rog pentru toți predicatorii să vă acest duh peste ei și Domnul să-i binecuvinteze. Dragii mei, închei gândul acesta și sumarizăm aceste cuvinte. David a fost un om după inima lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna a avut o încredere, inima lui s-a încrezut în Domnul. Cuvântul acesta, dragii mei, nu s-a încrezut în abilitățile personale, a început cu lucrurile mărunte și a început să crească văzând mâna lui Dumnezeu la lucru. Și nu s-a bazat pe el, nu s-a bazat pe abilitățile lui. Când s-a luptat lupta cea mai mare din viața lui, Goliat, spune, eu vin la tine în numele Domnului. Eu am adevărat praștea asta, piatra, știu să trag la țintă, dar Dumnezeu te va da în mâinile mele. A avut această încredere, dacă vreți, copilărească, naivă, în numele Domnului și Dumnezeu nu l-a lăsat de rușine. David a fost un om după inima lui Dumnezeu pentru că a avut o inimă smerită. A avut o inimă care a știut să slujească. El, de fapt, este un prototip al Mântuitorului, care Mântuitorul vine și spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Când a fost ocărât în viața lui și era aproape de Dumnezeu, știu să răbde. Când a fost omul care a fost un pericol și era aproape să ia viața, știu să cruțe viața. Pentru că nu s-a preocupat de imaginea lui. David a fost omul acela care a știut să se pocăiască. Dragii mei, e adevărat că de multe ori oamenii se scuză cu păcatul lui David și spune, da, și David a păcătuit. Dar dați-mi voie să vă spun că David, o să vedem poate în un alt mesaj, a avut această smerenie, această profunzime, această remușcare, această durere pe care o are de fapt Saul mai târziu și spune, nu sunt vrednic să port numele de apostol, în care știe cu adevărat să se pocăiască cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, David a fost un om care n-a fost preocupat de onoarea lui și de numele lui, și a fost preocupat de numele Domnului. De aceea în cartea 1 Samuel vedem cu repetată expresia aceasta, David a purtat războaiele Domnului, David a luptat în numele Domnului, David a luptat ca un oștean al Domnului. Aș vrea să rămân la gândurile acestea, facă Dumnezeu ca să învățăm de la oamenii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se uită la inima noastră. În seara aceasta Dumnezeu se uită la inima ta și cu siguranță vede ce ai în inima ta. Dumnezeu te vede nu numai când ești la biserică și cânți, te vede și când ești singur, te vede la ce muzică asculți, te vede la ce filme te uiți, te vede la ce site-uri te uiți și Dumnezeu se uită la viața ta personală și intimă. Și bazat pe ceea ce tu, între tine și Dumnezeu ești, în aceeași măsură Dumnezeu te va folosi pentru care lui sau te va da la o parte și va folosi pe altcineva. Ești chemat special, ești un copil al lui Dumnezeu, ești un nume sfânt pe care ți l-a dat ca și fiul al împăratului împăraților. Nu irosi chemarea ta. Nu da cu piciorul în ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit un dar, chemare specială. Și în seara aceasta mărturisește în rugăciune neputința, lucrurile ascunse ale inimii, cere iertare, pocăiește cu adevărat ca și David și Dumnezeul nostru te va folosi. Pentru că El este Dumnezeu al iertării și al binecuvântării. Amin.